Rusia a mobilizat ample efective militare la frontiera de est a Ucrainei, iar Alianța Nord-Atlantică este foarte preocupată de riscul unei amenințări la adresa regiunii separatiste Transnistria, afirmă generalul american Philip Pridlov, comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, citat de NBC News. În paralel, ministrul ucrainean al apărării Andrei Parubi a avertizat că armata rusă este pregătită să atace Ucraina în orice moment, pentru că obiectivul președintelui rus Vladimir Putin nu este doar Crimeea, ci întreaga Ucraina.